Bine v-am regăsit la emisiunea Inima Inchinarii. Astăzi vom continua discuția noastră despre restaurarea cortului lui David și cum a afectat acesta istoria. Alături de mine l-am din nou pe Claudius Sămărtinean, fondatorul Casei de Rugăciune din Basna, lider de laudă și închinare. Bine ai revenit, Claudius! Bine te-am găsit! Mă bucur că putem continua subiectul nostru care ne pasionează, un subiect comun pentru noi doi, despre cortul lui David, despre restaurarea cortului lui David. Vorbim despre David. De ce a fost numit David om după inima lui Dumnezeu? După părerea mea, având în vedere că acest lucru este proclamat, spus de Dumnezeu pe vremea când el avea aproximativ 16 ani, eu cred că Dumnezeu l-a ales ca fiind om după inima lui, pentru că David a găsit ceva unic în Dumnezeu. În timp ce stătea cu oile tatălui său, el stătea, de fapt, în închinare înaintea lui Dumnezeu. Audiența lui erau doar câteva oi, dar era atât de fascinat și era atât de înfometat după prezența lui Dumnezeu, încât a fost gata să facă acest lucru, indiferent dacă va primi sau nu popularitate. În același timp, se vede inima lui David prin valorile pe care el le are. De exemplu, imediat după ce ajunge împărat în 2 Samuel, capitolul 5, el merge și cucerește Ierusalimul pentru că a văzut în Ierusalim ceva foarte unic. De fapt, orașul Ierusalim este numit în Scripturi Cetatea lui Dumnezeu. Sunt două cetăți care sunt în opoziție în Scripturi, care apar de-a lungul cuvântului lui Dumnezeu. Este cetatea Babilon, care este cetatea Întunericului, și este cetatea Ierusalim, cetatea locului în care Dumnezeu locuiește. Saul niciodată nu a pus accent pe orașul Ierusalim, niciodată nu a văzut valoare în el. David, primul lucru pe care îl face imediat după ce ajunge împărat în Israel, merge și cucerește Ierusalimul, pentru că știe că Sion era ceea ce Dumnezeu și-a dorit. Apoi, în capitolul 6, merge și aduce Chivotul la Ierusalim și îl pune în acest cort. Deci, din nou, Chivotul fusese neglijat de Saul, nu-l interesa prezența lui Dumnezeu. Pentru David acest lucru era o valoare, din această cauză merge imediat și aduce Chivotul la Ierusalim. Și în al treilea rând, în 2 Samuel, capitolul 7, ne vorbește despre faptul că David făcuse o juruință în Psalmul 132, o juruință că nu va da somn ochilor lui până când nu va zidi o locuință Dumnezeului Celui Preaînalt. Și în 2 Samuel, capitolul 7, el este un dialog cu prorocul Nathan, căruia îi spune: uite, eu locuiesc în casă de cedru, iar Dumnezeu locuiește într-un cort și aș vrea să zidesc o locuință lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu răspunde dorinței lui David este uimitor. Domnul vine și spune: pentru că tu vrei să-mi zidești mie o locuință în care eu să locuiesc, un loc în care să mi se aducă închinare zi și noapte, pentru că m-ai găsit fascinant. Domnul vine și spune: tronul tău de domnie va dăinui pe vecie. Și chiar ceea ce este impresionant este faptul că pe însuși regele Universului, Dumnezeu vine și îl identifică cu acest pământean, cu David, și spune Ieșua, fiul lui David. Și spune: Ieșua va locui, va sta pe tronul lui David. Nu faptul că David va sta pe tronul Domnului Iisus, ci Domnul Iisus Hristos este identificat cu David. Lucrul ăsta este impresionant. Și este din pricina faptului că David a avut această inimă a închinării, această dorință de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a-I da laudă Lui. El spune că a făcut acest lucru cu sacrificiu. 1 Cronici 22 spune că David a dat cu sacrificiu pentru zidirea templului. Cu sacrificiu. Spune că a dat 100.000 de talanți de aur. 100.000 de talanți de aur, un talant are cam 36 de kilograme. 100.000 de talanți de aur de Ofir este ceva impresionant. Dar David a făcut toate aceste lucruri din pricina faptului că îl iubea pe Dumnezeu și pentru că l-a găsit pe Dumnezeu vrednic, ca el să trăiască un astfel de viață. De fapt, și spune în Psalmul 27 cu 4, un lucru cer și doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc în casa lui Dumnezeu, aș vrea să mă minunez, să mă desfătez privind la frumusețea lui în templul său cel sfânt. Ce îmi place la inima lui David este pasiunea care avea pentru Domnul. Ce impact a avut cortul lui David în vremea de atunci când a fost instaurat? Cortul lui David apare sub această denumire în 1 Cronici 15:1, 16:1 și 17:1. Și după această descriere, în 1 Cronici 18, este o descriere a biruințelor lui David. David a devenit un om extrem de bogat din pricina faptului că a cucerit tot ceea ce era în jur. Spune că a biruit pe toți dușmanii lui Israel. Și asta din pricina faptului că, dacă te uiți, vitejii lui David, de exemplu Benaia, era un om care este printre cei 30 de viteji ai lui David, dar în același timp îl găsim că este preot, care suna din trâmbiță înaintea chivotului, suna din șofar înaintea chivotului lui Dumnezeu în cortul lui David. Acești oameni au avut niște abilități supranaturale. Despre unii dintre ei spune că a învârtit o singură dată o suliță și 300 de oameni au căzut morți. Te poți gândi la faptul că acești oameni trăiau în acest loc al închinării, al prezenței lui Dumnezeu, iar apoi când mergeau în războaie, prezența lui Dumnezeu mergea împreună cu ei și Biblia spune că ei au cucerit totul în jur. Asta este 1 Cronici 18, dar ceea ce este interesant este versetul 14 din 1 Cronici 18, care spune că David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său. Făcea dreptate și judecată tot poporului său. Este interesant faptul că Psalmul 89, versetul 14, spune că tronul tău de domnie, Dumnezeul, este zidit pe dreptate și judecate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu guvernează istoria din acest loc al dreptății și judecății. Ce înseamnă că făcea dreptate și judecată? Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ făcând dreptate și judecată și Isaia 61 spune despre el: Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să vestesc, să propovăduiesc Evanghelia, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să eliberez pe captivii de război. Fiul lui Dumnezeu a făcut dreptate și judecată pe pământ. Cu alte cuvinte, dreptate și judecată înseamnă că șchiopii încep să umble, orbii încep să vadă, morții înviază, Evanghelia este propovăduită și străpunge inimile oamenilor, iar captivii de război sunt eliberați. Când vine Biblia și spune că David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său, vine și spune despre faptul că tot poporul evreu a fost restaurat, a fost vindecat, a fost întors cu inima, cu fața înspre Dumnezeu. Acest lucru nu este ceva neobișnuit în istoria poporului evreu. Dumnezeu a vindecat tot poporul evreu când ei au ieșit din robia Egiptului. Fuseseră 400 de ani robi și sunt convins că n-au fost tratați corespunzător, mai ales că Dumnezeu a trimis orgii peste ei, au fost oameni bătuți, maltratați, dar când iasă din Egipt, Biblia vine și spune, Psalmul 107 cu 20 spune că el a trimis cuvântul său și cuvântul său i-a tămăduit pe toți și 40 de ani umblă în favorul lui Dumnezeu, spune că nici măcar hainele de pe ei nu s-au învechit. Au umblat ca și națiune, înțelegi? A umblat ca și națiune în această vindecare a lui Dumnezeu. Și aici David a instaurat acest lucru. Și ce se întâmplă? Atunci când este închinare zi și noapte înaintea lui Dumnezeu, se schimbă pur și simplu atmosfera spirituală de peste o regiune. Asta este ceea ce s-a întâmplat. Din pricina cortului lui David și a închinării zi și noapte pentru acești 30 și ceva de ani, pur și simplu prezența lui Dumnezeu a venit și a locuit în mijlocul lor și s-a răspândit peste tot Israelul, a vindecat Dumnezeu, a întors inimile oamenilor cu fața înspre el și a arătat slava, gloria în mijlocul lor. Așa cum ai zis și în emisiunea trecută, sunt evangelizări, se face misiune din cauza că nu ne închinăm destul. Așa este. Și nu afectează pe cei din jurul nostru închinarea noastră. Cum a afectat închinarea din cortul lui David istoria Vechiului Testament? Dacă stai să te uiți, ceea ce este uimitor, și sincer mă rog ca Dumnezeu să vorbească acum ceea ce spun și să ne dea revelație, descoperire. David a lăsat lui Solomon această poruncă ca ceea ce el a rânduit să se întâmple în generațiile următoare. În 2 Cronici, capitolul 8, versetul 14 spune: a pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său David, cetele preoților după slujba lor, pe leviți după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi slujbă în fața preoților și pe ușieri împărțiți la fiecare ușă, după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. Așa poruncise David, fiul lui său. În același timp, dacă ne uităm în 2 Cronici, capitolul 29, în vremea lui Ezechia, când Ezechia ajunge ca și împărat, restaurează acest lucru, ia această poruncă lăsată de David și ne dă un indiciu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, aleote și harfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, și prorocului Nathan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Deci Dumnezeu a poruncit restaurarea acestui lucru. Și oriunde te uiți în Vechiul Testament, unde apare după rânduiala lui David, ei au restaurat cortul lui David. Și ceea ce este interesant, dacă stai să studiezi, toate trezirile spirituale ale Vechiului Testament au fost din pricina acestui rânduiel. În fiecare dintre ele, în mod specific, apare după rânduiala lui David. De exemplu, trezirea spirituală din vremea lui Ezechia, despre care tocmai am vorbit, a fost din pricina faptului că au restaurat preoția și închinarea zi și noapte. În vremea lui Ezra, de exemplu, același lucru. Ezra 3:10 spune că au făcut acest lucru. În vremea lui Neemia, de exemplu, Neemia 12 vorbește despre faptul că au făcut acest lucru și Neemia a fost gata să plătească din buzunarul său pe preoți și pe leviți ca ei să rămână în acest loc al închinării zi și noapte, înțelegând importanța restaurării închinării zi și noapte. În vremea lui Iosia, de exemplu, 2 Cronici 35, în vremea lui Iosia spune că, versetul 15 din 2 Cronici 35, cântăreții fiului Asaf stăteau la locul lor după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Heman și a lui Edutun, văzătorul împăratului. Deci, în tot Vechiul Testament, după perioada lui David, ei au reinstaurat această închinare, iar această închinare a adus prezența lui Dumnezeu pe pământ. Este interesant acest lucru, faptul că trezirile spirituale ale Vechiului Testament s-au întâmplat în contextul acestui lucru. E interesant că Dumnezeu nu și-a lăsat niciodată, și-a lăsat o rămășiță de oameni care să-i se închine. Citim despre ele prin Vechiul Testament, citim despre ele și în Noul Testament. Vorbind de Noul Testament, ce impact are pentru noi cortul lui David astăzi? Aș mai lua o perioadă din istorie, de exemplu, 1727. Este vremea în care Dumnezeu a ridicat un om, un german, pe contele Zinzendorf. Zinzendorf a fost un om care a umplut castelul său cu vreo 400 de sclavi boemieni și a reinstaurat într-un fel cortul lui David în castelul său. Pentru 120 de ani s-au închinat zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Este cunoscut în istorie sub denumirea de mișcarea moraviană, din mijlocul căreia s-a născut mișcarea wesleyană. John Wesley a fost atât de impactat de acești frați moravieni, încât el și-a schimbat viața în urma întâlnirii cu ei, și John Wesley este unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit în marea trezire spirituală care a avut loc în vremea lui. Dar acești frați boemieni au fost oameni care s-au dedicat zi și noapte pentru 120 de ani înaintea lui Dumnezeu și istoria vorbește despre ei că la un moment dat au ajuns în acest loc încât au fost gata să se vândă pe ei înșiși ca și sclavi, să meargă pe plantațiile de sclavi, știind că nu se vor mai întoarce niciodată înapoi, știind că vor fi omorâți, vor fi martirizați. Ei spuneau că, cu toate că știau că vor fi martirizați în acele locuri, ei spuneau: mielul lui Dumnezeu este vrednic să primească rodul suferințelor lui. Au fost niște oameni ai unei pasiuni extraordinare pentru că au trăit în acest loc al închinării. Iar apoi mișcarea moraviană a trimis peste 2000 de oameni misionari în locuri de pe întreg pământul. Istoricii vorbesc despre faptul că a fost o reînviorare ca niciodată, ca nicăieri într-un alt loc din istorie, a misiunii moderne, din pricina acestor frați. În același timp, este exemplu casei de rugăciune din Kansas City. Un frate pe nume Mike Bickle a primit această viziune în 1984, faptul că Dumnezeu va schimba fața creștinismului într-o singură generație, și în 1984 a primit această revelație a restaurării cortului lui David, și doar după 16 ani de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, omul acesta începe să vadă visul său împlinit. În 1999 începe casa de rugăciune IHOP din Kansas City, care continuă și astăzi, după 12 ani, au închinare zi și noapte. Zi și noapte sunt câteva mii de tineri care sunt închinători în casa lui Dumnezeu, zi și noapte se închină înaintea lui Dumnezeu, dar unul dintre lucrurile uimitoare este faptul că poliția din Kansas City vine și declară și mărturisește că din pricina acestei case de rugăciune, rata criminalității a scăzut în Kansas City, rata avorturilor, rata sinuciderilor au scăzut, și ei spun că aceste lucruri se întâmplă din pricina faptului că este acest loc al închinării în care slava lui Dumnezeu coboară. Am avut acest har din partea lui Dumnezeu în 2005 să fiu prezent în mijlocul lor la o conferință. Când am fost acolo în acel loc, pur și simplu nu mi-am putut imagina că în acest loc poate să intre vreun om demonizat. Pur și simplu este o prezență a slavei lui Dumnezeu atât de intensă. Manifestarea gloriei lui Dumnezeu este atât de puternică în mijlocul lor. 3 zile în această conferință Pasiune pentru Iisus am fost doar pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, și aici este locul în care Dumnezeu m-a chemat într-un fel să fac această juruință ca și David. Inima mea arde de pasiune să văd o generație tânără fascinată de Domnul Iisus Hristos și arde de pasiune pentru un loc în România în care să fie închinare zi și noapte pentru slava Domnului Iisus Hristos. Amen. Ne dorim cu toții asta și așteptăm. Așteptăm să se împlinească ziua. Știu că pe inima ta este casa din Basna. Acolo are un loc special, casa de rugăciune din Basna. Poți să ne istorisești puțin cum s-a format și din ce viziune s-a născut casa din Basna? Deci, pe temelia a tot ceea ce am vorbit despre restaurarea cortului lui David și ceea ce am văzut în Kansas City, plus faptul că Dumnezeu mi-a vorbit în mod specific, mie personal, că aceasta este chemarea vieții mele. Unul dintre lucruri, țin minte, eram în această conferință și omul lui Dumnezeu a venit și a spus faptul că a avut o viziune că Domnul Iisus Hristos stătea, când era tânăr, stătea înaintea Domnului Iisus Hristos, și ceea ce era ciudat era faptul că Domnul Iisus Hristos era foarte serios. Și Domnul i-a spus doar atât: mântuit, dar cu viața irosită. Și acest om, Mike Bickle, a înțeles că dacă va continua să-și trăiască stilul de viață în felul în care a trăit-o până atunci, el este mântuit, dar va avea o viață irosită. Și acest lucru a avut un impact atât de puternic asupra vieții mele. Mi-am dat seama că cel mai important punct din istorie pentru mine este ziua când mă voi înfățișa înaintea Domnului Iisus Hristos. Și, sincer, trăiesc acum din perspectiva faptului că într-o zi voi sta înaintea Lui. Dincolo de ceea ce eu pot să realizez pe acest pământ, este faptul că într-o zi voi sta înaintea Lui, și, sincer, dorința inimii mele este aceea de a-L reprezenta cu cinste pe Fiul lui Dumnezeu. Vreau să primesc această cunună a vieții. Din perspectiva mea, este o teologie folcloristică, nu toți oamenii vor primi cununa vieții. Asta este o învățătură care se propagă mai mult la înmormântări, din diferite motive. Biblia condiționează aceste cununi de mai multe lucruri. De exemplu, fii credincios până la capăt și vei primi. Ferice de cel ce rabde ispita, că după ce va fi găsit credincios va primi cununa vieții. Deci sunt niște lucruri condiționate, dar este cea mai înaltă distinție pe care un om poate să o primească din partea lui Dumnezeu, și vreau acest lucru. Deci imediat ce m-am întors din Kansas City, țin minte, am început această casă de rugăciune în satul Basna. Eram 4 tineri, ne întâlneam dimineața la 6, 8 ore doar ne rugam, în fiecare zi, 8 ore. După aceea Dumnezeu a început să adauge la numărul nostru, am început să avem echipe de închinare care să vină în închinare înaintea lui Dumnezeu. La ora actuală suntem 20 și ceva de tineri care asta este slujba noastră, de a sta în prezența lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea Lui, să-i dăm slavă lui Dumnezeu, ne închinăm 6 ore pe zi, în fiecare zi de luni până vineri și încercăm să fim credincioși, dar inima noastră arde pentru mult, mult mai mult. Vrem un loc în care Domnul să locuiască zi și noapte în mijlocul laudelor copiilor Săi și Dumnezeu lucrează, Dumnezeu ridică în națiunea română, în mai multe locuri din țara noastră, sunt focare a unor oameni care doresc restaurarea cortului David în orașul lor și ne bucurăm pentru ceea ce Dumnezeu lucrează și pentru descoperirea lui Dumnezeu, pentru că aceasta este una dintre descoperirile majore ale lui Dumnezeu legate de vremurile din urmă. De exemplu, El spune pe zidurile tale, Ierusalime, eu am rânduit străjeri care îi pun să strige înaintea mea zi și noapte până când voi face din Ierusalim o laudă pe întreg pământul. Este ceea ce El face. Legat și de restaurarea cortului lui David, Domnul vine și spune, eu voi ridica din dărâmături cortul lui David. Deci este lucrare pe care El o face. Noi suntem doar oameni care vrem să ne aliniem la ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze în vremurile din urmă. Doar ne aliniem la planurile și la scopurile lui Dumnezeu care sunt veșnice legate de noi. Și ne dorim din toată inima ca în Basna să fie un loc zi și noapte de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și cineva ne întreba la un moment dat, cât ține școala asta pe care voi o faceți? Pentru că deja suntem de 5 ani implicați în această lucrare și am zis, această lucrare va continua atâta vreme cât noi îl găsim vrednic pe Iisus Hristos. Noi l-am găsit vrednic pe Iisus Hristos și El este vrednic de mult, mult mai mult decât noi îi oferim în ziua de astăzi. El este vrednic de mult mai mult, El este vrednic de închinare zi și noapte și ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o generație de tineri care să-L găsească vrednic pe Domnul Iisus Hristos ca să îi se închine Lui zi și noapte. Din pricina faptului că este fascinant, este glorios, este frumos, este strălucitor în toată frumusețea și slava Lui. Aș vrea să provoci tinerii și nu numai tinerii, toți oamenii, la pasiunea pe care tu o ai în inimă, să-i provoci, poate să te uiți la o cameră și să le transmiți un mesaj, mesajul închinării, mesajul pe care Dumnezeu de fapt așteaptă ca noi să-l transmitem, ca ei să poată să se dăruiască în totalitate. Gândiți-vă dacă unul dintre serafimii care stau zi și noapte înaintea tronului lui Dumnezeu și se închină înaintea lui Dumnezeu și strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt înaintea lui Dumnezeu. Dacă unul dintre acești serafimi ar veni odată și ar predica de la pupitrul bisericii noastre, despre ce ar vorbi? Care este lucrul despre care el ne-ar vorbi? Sunt convins că ei au un singur mesaj. Faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu fascinant. Acești îngeri stau zi și noapte neîncetat și ei au o voință proprie. Și ei ar fi putut să aleagă altceva. De fapt, Satan a ales altceva decât a sta în prezența lui Dumnezeu. Ei au o voință proprie, dar totuși găsesc atât de fascinant să stea în prezența lui Dumnezeu. Sunt convins că ne-ar vorbi despre măreția lui Dumnezeu, despre slava Lui, despre cât de frumos este El, despre cât de fascinant. Și tinerilor vă spun, nimic nu ne poate îndepărta de fascinația acestei lumi decât o plăcere mult mai puternică, care este plăcerea în prezența lui Dumnezeu. Nimic nu o să elibereze această generație tânără de păcatele în care trăiește decât frumusețea lui Dumnezeu, descoperirea gloriei, slavei lui Dumnezeu. De aceea vă chem pe fiecare dintre voi să vă dedicați viețile în a-L descoperi pe Dumnezeu în frumusețea Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu fascinant, Dumnezeu este un Dumnezeu frumos, Dumnezeu este de nedescris și dacă Dumnezeu poate să fascineze un cer întreg de mii de ani, vreau să știe fiecare dintre noi că Dumnezeu are capacitatea să ne fascineze pe noi o veșnicie întreagă. O veșnicie întreagă vom sta și vom privi la frumusețea Domnului și vom rămâne uimiți de cât de frumos, cât de glorios este El. Sincer, vreau încă de pe pământ ca cerul să-mi fie familiar, lucrurile cerești să-mi fie familiare, frumusețea lui Dumnezeu să-mi fie familiară și vă chem pe fiecare dintre voi să intrați în această aventură a descoperirii frumuseții, fascinației lui Dumnezeu. Aleluia! Domnul să ne ajute să fim pregătiți pentru cer și să gustăm cerul de aici, de jos, de pe pământ. Amin! Eu îți mulțumesc pentru prezența ta în studio, pentru toate cuvintele frumoase care le luăm ca din mâna lui Dumnezeu, pentru că sunt scrise în carte și sunt scrise în inima noastră. Te binecuvintez! Emisiunea noastră a ajuns la final. În continuare veți putea urmări câteva imagini de la Ziua Mondială de Rugăciune. Fiți binecuvântați! Te așteptăm să ne vii, nu vrem să ne oprim zi de zi, ne uităm doar în sus la tine, luminăm calea celui ce vine. Dar știm că într-o zi vom zbura, dar știm că într-o zi noi vom sta lângă inima ta acasă. Revarsă acum din Duhul tău, revarsă acum din iubirea ta, revarsă ungerea ta în casa ta peste noi. Revarsă acum din Duhul tău, revarsă acum din iubirea ta, revarsă ungerea ta în casa ta peste noi. Revarsă acum, Doamne, revarsă acum din Duhul tău, revarsă acum din iubirea ta, revarsă ungerea ta în casa ta peste noi. Revarsă acum, revarsă. Mulțumesc Domnului pentru perioada de zdrobire. Mai e cineva care mulțumește Domnului pentru perioade de zdrobire? Pentru perioade de zdrobire în care Domnul calcă eul nostru, ambițiile noastre calcă în picioare. Când spune Domnul, nu sunt interesat de eul tău, nu sunt interesat de ambițiile tale, nu sunt interesat de dreptatea ta. Cineva să cânte. Ta-na-na-dam. Domnul nu e interesat de dreptatea ta, de adevărul tău pe care l-ai. Nu-i interesat, Domnul, nu-i interesat de asta, ci Domnul vrea ca tu să iei adevărul Lui și dreptatea Lui și căile Lui. Dar îndemnul meu pentru acest moment este acesta. Ai tu o viziune, ai o viziune. Ce faci cu viziunea? Ai lăsat viziunea jos. Dacă ai lăsat viziunea jos, Domnul în această seară te încurajează. Întoarce-te înapoi și pocăiește-te. Întoarce-te înapoi și ia viziunea lui Dumnezeu care este pentru viața ta. Pune-o din nou înainte ochilor tăi. Pune-o din nou în sufletul tău și în inima ta. Vrem să avem o rugăciune a credinței, a încrederii în Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, mă pocăiesc, am lăsat viziunea jos și vreau cu adevărat Tu să duci la îndeplinire, Doamne. Nu ca și cu poporul Israel după 40 de ani sau după nu știu câți ani. Doamne, vreau cât mai curând. Doamne, cât mai curând vreau. Cât mai curând, Shoni, cât mai curând, Domnule. Doamne, vreau viziunea Ta pentru viața mea să o duci cât mai curând la îndeplinire.